Bătrânețea își spune uneori cuvântul. Pur și simplu nu mai reușești să dai același randament și obosești mult mai repede. Cine e de vină oare? De Ion Pribiagu. Domnul Avram, om în vârstă și cu maniere fine, deși e cărunt la tâmple, dar se ține încă bine, foarte ades îl vezi cu o brună sau cu o coblondă ce-i zâmbește. Crai bătrân, îi spun amicii. Dar el nu se sinchisește. Într-o zi vine la doctor, cam ținându-se de șale. Doctore, să groașă gluma. Am slăbit la balamale. Ia dezbracăte. Îi spune doctorul prietenește. Și am să-ți spun eu într-o clipă ce te doare, ce-ți lipsește. Domnul Avrami se dezbracă. Doctorul consultă un pic și îi spune. pătare, fi pe pace, N-ai nimic? A, totuși, doctore, adesea iartă când îndrăznesc a spune. Simt așa ca o sfârșeală, nu știu cum, o slăbiciune. Primul merge, suportabil, nici prea, prea, nici parcă, parcă. La al doilea însă gâfui, la al treilea sunt ud learcă. Doctorul îl, îl întrerupe. Băi, văd că nu respecti regimul, dar la vârsta dumitale, de ce nu te oprești la primul? M-aș opri cu drag la primul, zice vrami cu curaj. Da, eu am garsonieră la al patrulea etaj.